Oficialități, prieteni, artiști, toți s-au strâns joi seara în una dintre cele mai frumoase locații pe care le-a avut Sebeșul vreodată. Binecunoscutul producător Eduard Schneider a reușit să pună bazele în micul Mühlbach, a unui studio unic în Europa. Este un loc la care visez de foarte mult timp. Eu zic că studio e puțin spus. Vreau să fie un loc de creație artistică de mai multe feluri. Poate vom face chiar și pictură, poate vom face sculptură, poate vom face tot felul de chestii neconvenționale și trăznite, să spun așa. Vreau să fie un loc de creație artistică și nu punem banii înaintea artei. Eddie Schneider și-a câștigat renumele datorită muzicii sale, compuse pentru numeroase trupe și soliști din România, precum Andre, Beauty Mafia, T-Short, Genius, Trei Sudes sau Bere Gratis, dar și prin producția unor videoclipuri spectaculoase.